Mă gândesc foarte serios și la Gigi Becali, cum mă gândesc și la mulți alții, pentru că sunt mii de cereri de grațiere. Să nu credeți că doar baronii fotbalului își cer grațierea, numai că baronii fotbalului sunt mult mai zgomotoși. De ce? Pentru că au bani. De asta sunt mult mai zgomotoși. Și uneori duc zgomotul dincolo de lipsa de decență față de ce i s-a întâmplat în viață. Șeful statului a adăugat că, așa cum se întâmplă în toate cazurile, analizează toate aspectele legate de grațierea unui deținut. Vă asigur că mă uit cu multă atenție la orice cerere de grațiere și o gândesc profund, în mod egal, pentru Gigi Becali, pentru cetățeanul pe care televiziunile nu-l cunosc, sau pentru femeia cu 4 copii acasă. Și cer întotdeauna foarte multe date. Și judec și impactul. Și în niciun caz, în niciun caz, în ceea ce îl privește pe Gigi Becali sau pe orice altă personalitate, nu voi ține cont de impactul electoral. Nu voi abandona principiile de dragul voturilor. Săptămâna trecută, mama lui Gigi Becali a mers la Palatul Cotroceni pentru a lăsa mai multe acte la dosarul de grațiere depus pentru latifundiarul din Pipera. Gigi Becali vrea să fie eliberat pe motive de sănătate. Suferă de hernie cervicală, iar pușcăria i-a agravat boala, susțin apropiații lui.